Transgaz, administratorul stadionului Gazmetan, a respins toate solicitările clubului ACS de a juca partidele de campionat pe arena din Mediaș. În aceste condiții, meciurile de pe teren propriu din returul de campionat se vor desfășura tot pe terenul Sparta. Acestea oferă, din păcate, condiții minime de desfășurare, ținând cont că la partidele importante din turul de campionat au fost peste 1000 de spectatori pe meci, iar locurile din tribună sunt foarte limitate. În plus, la clubul ACS se pregătesc aproape 400 de copii din Mediaș. Conform unor surse din jurul clubului, conducerea ACS Mediaș a sperat că Transgaz se va alătura anul acesta proiectului fotbalistic, însă acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată. În cazul în care demersurile vor rămâne în continuare fără succes, este posibil ca barajul de promovare și eventualele meciuri de pe teren propriu din sezonul de Liga 3-a să se desfășoare în altă localitate. Înaintea începerii returului din Liga 4-a, ACS Mediaș ocupă prima poziție a clasamentului din zona Sibiu. În primul meci al returului, mediașenii vor juca pe 11 martie în deplasare cu AFC Agnita.